Bună seara, Mangalia! Iată alături de mine doamna Daniela, un om de succes, o femeie de succes. Bună seara, bine ați venit în Mangalia! Bună seara, mă bucur mult că am venit în această comunitate de doamne foarte inimoase, foarte active și am descoperit aici multe doamne care au un cuvânt de spus, care au o poveste poate nu atât de succes, dar o poveste cu adevărat de valoare. Eu cred mult mai mult în valoare decât în succes, care poate fi destul de relativ și efemer. Da, cu siguranță v-am impresionat, am ascultat câteva povești care am văzut că au avut un efect asupra dumneavoastră. Haideți să vă spun ce m-ar interesa pe mine, pentru cei care ne privesc, care vor să audă mai multe. Ați preluat revista Avantaj la un moment dat, da. Cu o anumită încărcătură. Cum a devenit revista Avantaj acum după ceva ani, când dumneavoastră o coordonați, amprenta personală cum s-a așezat peste revistă? Având în vedere că revista Avantaje se pregătește să împlinească 20 de ani, iar eu lucrez de 19 ani și jumătate, cumva evoluția mea personală se suprapune cu cea a revistei. Fără să fac cumva din revistă vreun orgoliu personal, nu mi-aș permite lucrul acesta. Dar faptul că am construit în timp o echipă de oameni care avem valori comune, pe care ne unește un același spirit, cred că s-a imprimat foarte mult și asupra conținutului editorial. Faptul că suntem niște oameni echilibrați, faptul că avem considerație pentru tot ceea ce scriem, faptul că suntem responsabili pentru mesajul pe care îl transmitem, ne-a făcut să rezistăm pe o piață în care modelele promovate sunt unele cel puțin discutabile. Iar noi am ales să luptăm împotriva curentului, cum spunem noi, promovând femei obișnuite, cu povești neobișnuite, renunțând la modelul foarte facil al celebrităților și vedetelor și promovând femeia așa cum este ea, cu problemele ei, cu provocările ei, cu feminitatea ei, educând-o în ceea ce eu cred că ar trebui să facă o revistă pentru femei, conștientă de faptul că atunci când duci o femeie, nu e duci o singură persoană, ci toată comunitatea din jurul ei. Deci trebuie să fim foarte responsabili cu tot ceea ce scriem acolo și da, chiar dacă pornim de la un machiaj plăcut, de la o vestimentație corectă, de la niște rețete foarte, foarte gustoase, transmitem mult mai mult decât atât, transmitem o atitudine pozitivă, optimistă, responsabilă, față de tot ceea ce o femeie construiește în întreaga ei viață, o familie, o profesie, o comunitate și mai mult decât atât. Dați-ne puțin din casă. Cu siguranță aveți și bărbați în subordine care lucrează pentru revista aceasta. Cât de mult este pentru ei un chin să se supună directivelor date de o doamnă? Nu este un chin. Deja noi suntem acolo ca într-o familie. În primul rând, bărbații cu care lucrăm sunt extrem de sensibili și empatici. Și cred că e și firesc. Lucrează atât de mult lângă femei încât nu se contaminează și ei. Dar, în primul rând, sunt ei înșiși niște familiști responsabili, sunt niște oameni extrem de dedicați familiei lor și asta contează mult pentru noi și chiar ne spun la un moment dat succesul în familia mea se datorează și faptului că știu atât de multe și am învățat atât de multe lucruri despre femei, încât nu se poate să nu vă înțeleg atât de bine. Să dau greș, exact. Este de succes, doamna din fața mea. Cât de succes considerați din sufletul dumneavoastră că aveți ca și mamă? Am doi copii, o fetiță de 9 ani, pe Isidora, și un băiețel de 7 ani, pe Victor. Practic, cum se împarte timpul? Am învățat din mers lucrul acesta și am trăit aceeași provocare și trăiesc în continuare aceeași provocare pe care toate femeile din lume au, cum să reconcilieze viața de familie cu cea profesională. Este un echilibru greu de ținut, câteodată este acrobație pe sârmă și
Și ceea ce am învățat eu să fac cu copiii a fost să nu creez o lume a lor și o lume a mea, ci să creăm o lume a noastră. Merg cu mine ori de câte ori pot să iau, câteodată, da, chiar tărându-i, cum se întâmplă și la această conferință, văd ceea ce fac, iau și în redacție de multe ori și pentru ei ceea ce fac nu mai reprezintă așa ceva ocult care le fură mama, ci da, știu, au văzut cum e în redacție, cum se lucrează, cum vin și acasă, pentru că de multe ori îmi iau de lucru acasă. Și cumva o lume a noastră în care implic și pe ei atât cât pot, ca să nu mai pară ceva de neatins. Chiar vreau să vă întreb, s-a întâmplat vreodată să vă fie de ajutor ideea copilului în redactarea vreunei pagini? Da, au fost câteva date la închiderea de ediție în care am luat-o pe fetița mea și m-a ajutat să corectez niște materiale și mi-a spus, bine, pe măsura vârstei, mama, uite, aici sunt niște litere mâncate, da? E și asta un fel de a fi responsabilizant, de multe ori mai vin acasă și cu printuri de corectură și se mai uită pe ele, deci nu e ceva atât de îndepărtat, vai, ce face mama acolo de stă toată ziua. Am încercat să implic atât de mult cât s-a putut. Bine, nu oricine poate să facă lucrul acesta, dar cred că orice femeie, mai ales cele antreprenoare care pot să gestioneze mai ușor lucrul acesta, da, ar putea să-și ia copiii la birou o dată la o lună sau la 3 luni de zile. Eu am făcut experiența aceasta când fetița mea avea 4 ani, cred. Și după ce am dus-o și am ținut-o o oră sau două, mi-a zis, mama, asta a fost cea mai fericită zi din viața mea. Și am zis, dacă atât de puțin este necesar să-ți faci copilul bucuros, păi merită lucrul ăsta. Și cred că fiecare persoană, măcar o dată, să-și ia copilul și să vadă, dom'le, ce face mama sau tata ăla, măcar să vadă cu ce se ocupă pur și simplu. Și atunci mai dispare un pic așa din vălul ăsta de mister, că la ei curiozitatea e foarte mare și dacă demontezi un pic vălul ăsta de mister, atunci zice, ok, da, lasă că știu ce face, uite, se duce, face, citește lucrul ăla sau scrie sau lucrează la calculator, e pentru ei un sentiment de siguranță. Ați venit în Mangalia pentru prima dată sau ați mai fost? Pentru prima dată cu această întâlnire. Am mai fost în Mangalia de multe ori, am fost și în niște jurii pentru niște concursuri naționale, cred că Miss Diaspora a fost, am fost și la mare, la plajă, așa cum vine orice om să vină să facă plajă. Da, am fost de mai multe ori. După această întrunire, care este impresia care s-a așezat în sufletul dumneavoastră? Am văzut niște doamne foarte educate, foarte feminine, foarte implicate în comunitate și femei cărora chiar le pasă de profesia lor, de familia lor, de copiii lor și de comunitate, pentru că văd, sunt foarte implicate, au câte o asociație, câte un eveniment caritabil, așa am cunoscut-o pe doamna Veronica Cara, care tot timpul spunea, mai fac un eveniment pentru copii bolnavi, mai fac un eveniment pentru nu știu ce copii orfani, tot timpul făcea câte ceva, ea, având cu totul și cu totul altă profesie. Și mi-am zis, merită să vin să le cunoaștem. Un mesaj pentru doamnele care nu au ajuns aici la această întâlnire, dar cu siguranță ne vor privi și vor dori poate să învețe un ceva de la dumneavoastră. Așa cum spun eu, această revista noastră, Avantaje, prețuiește femei ca tine, femei pe care le poți vedea în fiecare lună pe coperta revistei. Și dumneavoastră puteți fi protagonistă pe copertă sau puteți fi protagonista unui reportaj în revistă, pentru că eu cred foarte mult în povestea acestor femei obișnuite cu povești neobișnuite. Sunt povești care pot să ne inspire și cu fiecare vizită pe care o fac în orașe țării, descoper noi modele de femei, eroine anonime, cum le spun eu, care mă inspiră cu o atitudine pozitivă și plină de viață. Așa că vă aștept să ne scrieți!